Și în județul Neamț, elevii de clasa 12-a și a 13-a se află în febra susținerii examenului de bacalaureat, proba scrisă la limba și literatura română. De la examenul de astăzi, însă, în județul Neamț, au lipsit la prima probă peste 107 candidați. Astăzi, 1 iulie 2019, s-a desfășurat proba scrisă la disciplina limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat național 2019, sesiunea iunie-iulie. La această probă s-au prezentat 3370 de candidați. Dintre cei 3477 înscriși, asta înseamnă că avem 107 candidați absenți. Niciun candidat nu a fost eliminat din examen. Conform calendarului de desfășurare examenului de bacalaureat, în 4 iulie candidații vor susține proba la alegerea profilului și specializării. În 8 iulie se vor afișa rezultatele, urmând ca în aceeași zi să poată fi depuse eventualele contestații, care urmează a fi rezolvate până în 12 iulie, în data de 13, urmând a se afișa rezultatele finale. Pentru absolvenții de liceu care nu au promovat examenul în prima sesiune, mai există șansa susținerii în sesiunea din toamnă, care se va desfășura în perioada 21 august-7 septembrie.